Este necesar, nu este necesar. Poți să facem la Cimișlie, poți să facem la Bătări, cum faci raionul Cimișlie, uitați raionul. Câte ori venim acasă, toți care suntem plecat psihotari, tot sperăm la un drum mai bun. Mergând pe drumul ăsta, ori rutierile, ori oricare mașină, se ridică colb, da? Uitați-vă unde stau copiii și ei și uitați-vă unde drumul. Nici nu știu cu care viteză trebuie să mergi ca să nu se ridici colbul pe drumul ăsta. Aici n-ai cum să mergi, e imposibil. Și mașină, și nici căruță nu trebuie să nu poți să meargă aici ca lumea. Serios. Poate iau o decizie normală și să gândești și la lumea asta de anul din sat și să fac un drum, că ducându-mă chiar la Cimișlie, unul într-adevăr, câte o bucăță, câte o bucăță, tot drumul și ala să finisează. Dar la noi așa și rămânem în urmă și cred că încă 20 de ani să rămânem în urmă. Dar eu singur nu țin minte că nu fost să fac cu drumul ăsta. Eu, dar de când a ieșit, mi-a el și drumul ăsta nu mai fost reparat. Au pus așa niște făinuțe de asta și au plouat și au făcut groapa înapoi și tot groap și groap s-au fost și în ziua de azi. Nu mai este un drum ca lumea și nu mai este. Mai majoritatea copiilor trăiesc în satul vechi și ei 2 km trebuie să vin până la grădiniță. Și mai ales când în timpul rece, în timpul de iarnă, să fie ploi, ei vin în ciboțel de rezină, prin băltoași, mai calc mai asta și vin murdar de glod, de asta și este foarte important ca să repare acest drum pentru copii. S-au săturat să înghită praf, să meargă cu roțile sparte și să-și druncine copiii în cărucioare până la grădiniță. Locuitorii satului Ciufleș de raionul Căușeni au protestat pașnic la data de 4 octombrie după ce banii care trebuiau să ajungă la ei în sat anul curent pentru reparația și întreținerea drumului au ajuns în altă localitate. Să protestăm pașnic, pentru că este și forțele de ordine aici, să menținem ordinea publică, să fie un protest așa onorabil. Gorban, să vie aici, în Ciufleș, să stăi când trec mașini cu grâne, că merg mașini mari, grele, să se dă în colbul și ala care fac mașini și ele, să vadă dacă trebuie sau nu trebuie să dă ei așa banii ăștia, 4 milioane. Ia ca așa vreau. El acolo e bine, că la Căușeni tătă e asfaltat, tătă e cimentuit, dar să vii la noi aici să vadă cum e situația. Deși el a putut să dă o decizie legală și să ne iei bani. Cum se poate așa, dacă s-a făcut tot documentat? Adică mai mare dispoziția lui 134A ca decizia Consiliului Raional? Oare? Rugăm președintele raionului să anuleze decizia ilegală. Îl așteptăm, să-l întrebăm motivul, dar văd că el nu apare. Noi îl așteptăm, îl rugăm și îl rugăm foarte frumos să anuleze dispoziția lui. Nu numai tot sătenii, tot satul, îl rugăm frumos, că este o decizie ilegală. Grădinița, când ieșim la plimbare, de pildă, toate mașinile care circulă pe acest drum, este un praf, se ridică câteodată câte un praf care nu se vede. Și dacă nu au fost ploi de obște, e imposibil ca copiii să-i ținem aproape. Ei vin, copiii vin la gard ăsta. Și este foarte important pentru sat și pentru copii și pentru școală, pentru toată lumea. Este un lucru important, un drum făcut într-un sat unde suntem ultimul sat din raionul Căușeni, dar nu trebuie să fim chiar ultimii în toate. Trebuie să ne mai ridicăm, să mai facem și pentru noi ceva frumos. Oamenii afirmă că zeci de ani au tot sperat milă de la guvernanți că asfaltul va ajunge și la ei în sat. Iar când au văzut decizia de alocare a 4 milioane de lei în decembrie anul trecut, s-au bucurat. Fericirea nu a durat însă prea mult, banii de pe hârtie nu au mai ajuns la ei, iar în octombrie, în loc să se toarne asfaltul, decizia a fost modificată. Pentru că noi suntem în marginea raionului și Bătăriul în marginea raionului, da? Dar văd că asfaltează an de an câte un kilometru, doi. La noi aici nu s-au asfaltat de când s-au făcut drumul ăsta care e în satul vechi, cum spunem noi. Nu s-a asfaltat un metru de asfalt. De și, pentru și. Dacă noi până la Chercăiești, la Chercăiești s-a asfaltat un kilometru, 200 de metri de asfalt. La noi nici un metru. Suntem în marginea raionului. Oare chiar suntem așa de blasamați și de păgâni, cum spune, la suflet, ca să nu ne dai nici nouă un ban? Da, nu mai spunem că ne ducem la raion pe îngrochile cele de la Sălcuța. Dar până la Taraclea până ajungem. Dar măcar aici să îmblăm pe jos, măcar ea, că noi stăm aici de vorbă, ați văzut și colbă. Aici trece și Ceadăr Lungă, și Cahulul, și Vulcăneștiu, toate satele este care duc grânile înspre este, tot trec pe la drumul nostru. Dar când ajung aici, spun mâinile în cap și zic, băi, și drumul român trăim, și țară trăim noi, că nu putem asta. Și dacă președintele raionului a luat decizia că să nu facă drumul Ciflești, cum a spus Gheorghe spre noi, lasă-l să bie să bade la fața locului, nu numai înainte de alegeri, când se fac alegerile, ea aleargă toți din toate părțile, hai, legeți-ne,
că noi suntem cei mai buni. Dacă s-au adus la cunoștința primarului, a fost consiliu, s-au hotărât la consiliul raional că au dat acordul. Că nu se ducă lumea din sat, nu se ducă lumea. Cum nu se ducă lumea dacă e imposibil aici de să stai? Locuitorii satului afirmă că nu înțeleg de ce banii destinați satului vor ajunge în altă parte. Oamenii au cerut explicație președintelui de raion, amenințând cu proteste îndelungate. A fost discuție în cadrul Consiliului, s-a luat decizia dată, respectiv trebuie să respectată decizia Consiliului Raional. Nu dumnealui să facă din capul lui printr-o decizie ilegală și la ultima zi de activitate, în ultima zi de activitate chiar. Asta trebuie să fie un foarte mare obraznic ca să faci așa chestii. Haideți să fim serioși, domn președinte, noi venim cu rugămintea ca dumneavoastră să înțelegeți și să răbdați puțin. Și să mergi alături de locuitorii noștri, să le veniți în întâmpinare, nu să faci dintre asta un haos și să arătați cine mai tare și cine mai moare. Am mers cu un demescăt președinte să se prezinte astăzi la ședința asta noastră, prin care am rugat să vii să nu modifici programul de întreținere curentă și reparația drumurilor publici locale de interesul național, anume sectorul dat, L553, drumul R26, Bătăr-Ciuflești. Iată, noi îl așteptăm, dar până când la momentul de față este prezent în urma forțelor de ordine, respectiv președintele, cred că nici n-ar să vie, fiindcă dumnealui nu-i cointeresat în sectorul ăsta de drum, din câte am înțeles eu. Pe de altă parte, conducerea raionului Căușeni se apără și spune că banii au fost redirecționați la drumul Căinari-Chircăiești-Noi, la care au început lucrările încă de anul trecut. Pe acest traseu sunt transportați elevii către școlile de circumscripție. În 2022 noi am început acest proiect cu scopul de a asigura transportarea pe viitor a copiilor în siguranță și iată că în 2022 au abandonat acest proiect și au direcționat banii, nu prioritar, dar politic. Eu vreau, în primul rând, să-i rog pe toți ca să fim corecți față de ceea ce noi ne propunem, de prioritizarea tuturor problemelor din raion, dar să nu politizăm această problemă, pentru că prioritar, în primul rând, sunt copiii care sunt prezentul și viitorul țării noastre. Și eu cred că și sunt sigur că noi trebuie să luăm în calcul pe viitor ca să putem asigura transportarea în siguranța acestor elevi. Asta îmi doresc. Mai mult nu îmi doresc nimic. Locuitorii satului Ciuflești amenință că dacă în următoarele săptămâni nu vor demara lucrări de asfaltare a drumului, sunt gata să vină cu proteste la Căușeni. Dacă trebuie la raion, date de 6, cum spune domnul primar, mergem. Dacă trebuie la Republica, să mergem la Republica. Asta e dorința noastră. Să avem cât de puțin condiții în satul ăsta Ciuflești. Ținem pe domn noi primar. Noi să mergem mai departe la cu asta, că dăm un alt ieșire. Noi să ridicăm întrebarea și la guvern și la ISA că nu se poate așa de făcut. Decizia definitorie de alocare celor 4 milioane de lei urmează a fi luată la data de 6 octombrie curent în cadrul ședinței Consiliului Raional Căușeni. În urma acestei ședințe se va vedea dacă banii vor fi alocați către traseul Căinari-Chircăiești-Noi sau Ciuflești-Bătăr.